În urmă cu două săptămâni la Petroșan, sute de mineri și nu numai au participat la un meeting care a avut loc în fața sediului complexului energetic Hunedoara. Mișcarea a avut ecou, cel puțin asta declară liderii de sindicat. Interesele de grup și cele politice au adus în pragul colapsului entitatea energetică din județul Hunedoara. Mitingul a generat până la urmă acțiuni care uh, nu se văd cu ochiul liber, dar uh, eu mă rezum la a declara că în următoarea perioadă de timp se vor întâmpla lucruri în, la nivelul complexului energetic unedoara, care sunt oarecum generate și de faptul că o mie de oameni și a exprimat nemulțumirea față de felul în care este condus acest complex energetic unedoara și față de felul în care este sprijinit acest complex energetic. În concluzie, ca să fiu puțin mai deschis, trebuie să apară un sprijin și va apărea pentru complexul energetic și bineînțeles Sprijinul trebuie să fie gestionat, cum de altfel am mai spus, de oameni competenți care știu ce au de făcut, nu de oameni care uh, se opresc în interesele personale de grup sau politice. Astfel se așteaptă în continuare un ajutor financiar venit din partea statului român care ar urma să salveze entitatea energetică. Sprijinul trebuie să fie unul financiar, uh, pentru că uh, indiferent ce soluții ar găsi, uh, cei care fac parte din managementul complexului energetic Unedoara nu sunt suficiente pentru a-l menține pe piața liberă de energie. În acest, sau din acest punct de vedere, cu siguranță că trebuie să vină din partea statului român o Susținere financiară prin acele servicii de sistem, prin preț reglementat, pentru a, a crește aceste venituri și a diminua din pierderile imense pe care complexul energetic le generează zi de zi. În cazul în care ajutorul va fi acordat, atunci, din punctul de vedere al sindicaliștilor, acesta va trebui administrat de o conducere competentă, profesionistă, diferită de cea care a fost până în prezent. Mulți dintre cei care conduc astăzi sau care au condus în ultima perioadă de timp au demonstrat până la urmă, cred că maximum, a ceea ce, ce, pot. Dacă ne uităm la prețul gigacaloriei cărbunului care a crescut amenințător de, de, mult și care pur și simplu a ridicat prețul megavatului la o valoare care nu-și va găsi niciodată piață de desfacere, Uh, ne ducem la problema termocentralei Paroșeni, care după un an de zile descoperă că trebuie să mai plătească un milion și ceva de euro uh, un tva pe care nu l-ar fi prevăzut uh, în uh, calculele economice pe care le aveau dumnealor, la problema mintiei care de 12 ani ține uh, utilaje care erau aduse în curtea companiei pentru retehnologizarea grupului 4 și nu s-a întâmplat nimic cu ele, nu s-au demarat uh, lucrările pentru condițiile de mediu. Deci uh, toate aceste lucruri nu fac decât uh, ca astăzi când stăm de vorbă, complexul energetic unedoara să fie într-o situație în care nu ar fi ajuns dacă acesta ar fi avut un management uh, pus pe linii sau pe criterii profesionale și nu politice. Și în urmă cu o lună de zile, Nica spunea că sunt purtate discuții cu ministrul energiei, Răzvan Nicolescu, care, printr-un ajutor guvernamental, va susține complexul energetic Hunedoara.